prezenți, ședința este statutară. Trecem la ordinea de zi a ședinței și anume începem cu aprobarea procesului verbal din ședința precedentă. Dacă sunt obiecții sau comentarii referitor la procesul verbal din ședința anterioară. Întrucât nu sunt obiecții, supunem la vot procesul verbal din ședința precedentă. Cine e pentru? Dacă se abține cineva? Nimeni. Deci procesul a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul de pe ordinea de zi de astăzi. Ședința are următoarele puncte. La punctul 1, proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate în vederea acordării etichetelor sociale pentru grădiniță, inițiator de domnul primar. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări drepturilor bănești aferente personalului didactic, școala gimnazială, care solicită cheltuieli de deplasare pentru luna ianuarie. Se suplimentează ordinea de zi cu un alt punct, punctul numărul 3, privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 și la punctul 4, diverse. Mai aveți ceva de introdus pe ordinea de zi? Deci două puncte sunt fixate, al treilea intră în plus și diversele. Sunteți de acord cu ordinea de zi pentru ședința de astăzi? Da. Da. Da, o să domnul președinte în sală, în calitate de... Avem invitații. Deci este vorba de televiziunea societatea SEC Electrostars Releone. Am să scrie televiziune exclusiv de o televiziune online. Reprezentant domnul Eugen Ungureanu, care este acreditat din partea domnului privat. Da, pentru avem onoarea să fie și televiziunea aici. Ca să știu și domnul Nicolae. La televizor, probabil. Da. Deci va participa la ședința de consiliu. Mulțumim. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Da, o să prezint eu, domnule președinte. Ați primit cu toții materialele pentru ședință. După cum ați văzut, la primul punct este vorba de stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor și modalitatea de soluționare a situației identificate în vederea acordării etichetelor sociale pentru grădiniță. Este un act normativ relativ nou, este vorba de legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a etichetelor sociale pentru grădiniță. Cei care, copiii între 3 și 6 ani, da, care frecventează cursurile grădiniței, vor beneficia lunar de un tichet social în valoare de 50 de lei. Conform actelor normative, trebuie să adoptăm această hotărâre pentru a identifica toți copiii care se încadrează. Ați văzut că, în principal, cei de la școli ne-au dat o situație, deocamdată s-a făcut o situație estimativă, undeva la 50 de copii ar fi, plus minus. Asta o să vedem după ce se fac dosarele, pentru că ei vor trebui să vină să depună un dosar, să vedem dacă se încadrează sau nu pentru acordarea acestor tichete. Noi, din bugetul local, vom plăti doar tipărirea tichetelor sociale, restul vin banii care... costul, contravaloarea tichetele 50 vin din bugetul de stat. Tipărirea se va ridica undeva la 0,1 lei pe tichet. Deci dacă ar fi 50 de tichete, nu este foarte pe lună. Am vorbit și cu societățile care vor da aceste tichete. Sunt cei care emit, tipăresc și tichetele de masă sau ce primesc tichetele de masă. Ei încă nu sunt acreditați, n-am încheiat deocamdată niciun contract cu nimeni, pentru că am înțeles că undeva în luna martie, fiind un act normativ relativ nou, mai durează un pic până se organizează pe bază, pe procedură. Și atunci undeva în luna martie vom ști. Dar, deci din bugetul local vom susține doar tipărirea acestor tichete. Restul banii o să vedeți la rectificarea de buget, la punctul care l-am suplimentat pe ordinea de zi, că deja au venit banii pentru valoare de 15.000 de lei. Dacă sunt discuții pe modalitate, o să apelăm în principal cei de la școli, vor face aceste liste cu directorul școlii, vor înainta hotărârea și asistentul social din cadrul primăriei va identifica toate cazurile. Vom vedea și beneficiari de la 416. Ideea este că acești copii trebuie să frecventeze cursurile grădinițe, altfel nu primesc tichetul. Deci pe luna... exact ca la ajutor social. Deci domnul primar, prin dispoziție, va dispune acordarea, dacă nu se prezintă suspendarea, deci
mai este ceva în plus de făcut pe linie de asistență socială. Plus raportări care se vor face lunar, trimestrial, anual. Dacă aveți întrebări dumneavoastră. Chiar controle, da. Chiar controle, da. Dacă sunt mai mici de 3 ani de zile? Nu, deci de 3 ani și 6 ani legea spune clar. Deci 3 ani infinit, 6 ani infinit. Mulți vreau să fie în perioada asta. Pentru că sunt o parte din copii, eu am asistat la listele care trăiesc de la școală, sunt o parte din copii care n-au frecventat grădinița, știți, din ăștia mai mici, vreo 3-4 care erau pe prinși, că nu sunt atât de mulți acum, că nu în calitatea 102. Ei au fost prinși pe luna și asta absenți în catalog. Legea spune că dacă are 3 absențe, am văzut. Da, s-o fie, dacă vor prezenta, ideea e să-i aducă la grădiniță, pentru asta s-a și făcut. Da. Acum ai aduce, dar pe luna asta chiar dacă i-a aduce nu poate să beneficieze. Nu, nu vor beneficia clar. Sunt niște liste de speciale de prezență care se fac. Și nu sunt așa de mulți, nu știu, dar la Cucuie sunt foarte puțini. Am făcut tot, am scos pe toți, absolut toți. Așa se joc de vreo 10 cu tot. Da. Este lege bună, ea duce în grădiniță. După cum am văzut, toți se îngrăbătesc acum. Îmi spune copilul, știi că e de ceva. Da, da. Chiar pe ce zilele, probabil... Da. Întrebam acum dacă o să fie în jur de 50. Este un număr aproximativ la să se zică statul școlar. Dacă o să fie în jur de 50. Dacă este cazul, suplimentăm. Deci noi facem acum. Deocamdată s-a făcut o situație estimativă. Până de 3 februarie s-au cerut situații estimative. Noi abia de acum părinții vor fi informați și vor veni cu documente pentru dosare. După ce vom avea dosarele și le vom verifica dacă se încadrează sau nu, vom ști exact numărul care trebuie să ia după un venit. După... Deci sunt niște condiții. Dacă se încadrează, o să vă spunem la următoarea ședință sau când vom avea toate dosarele. Educatoarele au fost informate. Da, au fost. Părinții au fost chemați la școală, toți care au copii. Le-au spus ce trebuie scopiind dosarul și trimite la primărie, pentru că primăria validează dosarul respectiv. Da, deci pe dispoziția de primar se va acorda sau nu. Probabil că în termenul de săptămână se va rezolva problema. Aici nu e nicio. Deci noi prin hotărâre trebuie să stabilim modalitatea de identificare a beneficiarilor, da? Și procedura care, de fapt, sunt norme metodologice de apărute la lege, hotărârea de guvern 15, care stabilește clar procedura de acordare. Dar dacă actul normativ prevede și o astfel de hotărâre, noi suntem obligați să o adoptăm. Mai sunt probleme la punctul 1 al ordinii de zi? Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre așa cum a fost el. Mulțumesc frumos. Trecem la punctul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de contele drepturilor urbanești aferente personalului de date. Este o procedură pe care o facem în fiecare lună de contarea devansării cadrelor didactice în interesul procesului de învățământ se face cu aprobarea Consiliului Local. Sumele au fost stabilite, diferă de la lună la lună vacanța, diferă de la lună la lună numărul de persoane. În legătură cu proiectul de la ordinea de la punctul 2, aveți pe material, dacă sunt ceva probleme care se pot ridica, se le ridică. Dacă nu, îl supunem la vot punctul 2 de pe ordinea de zi. Sunteți de acord? Da. Bun. Trecem la punctul 3. O rectificare de buget. Da. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1 anul 2016. Având adresele de la, finanțele publice Bacău numărul 656 din 19.02.2016 și actul adițional numărul 3 la contractul numărul 8.681 din 20.03.2015, se propune rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1, anul 2016, după cum urmează. Se adaugă la partea de venituri, la capitolul 11.02.02, sume defalcate de TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, suma de 15.000 lei pentru finanțarea acordării stimulentului educațional sub formă de etichete sociale pentru grădiniță. Da. Și suma de 951.000 lei la capitolul 4265, finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru finanțarea obiectivului modernizare drumuri comunale DC 183 și 183A
Solon Sarata Cucuieț, pentru finalizarea obiectivului, 951. Deci, pentru 2016. Atât de mai trebuie pentru finalizarea obiectivului. Iar la cheltuieli, la partea de cheltuieli 650250, alte cheltuieli în domeniul învățământului, cu 15.000 de lei care sunt din TVA, și 951 la cheltuieli de capital drumuri, cei primiți de la Ministerul de Dezvoltare. Deci, deja am primit o situație de lucrări, ce s-a lucrat anul ăsta, până la 23 februarie. O să merg cu documentația la Ministerul de Dezvoltare săptămâna viitoare, undeva la 192.000, care o să vin în depozit o săptămână, două. În general, la sfârșit de lună, fac de la Ministerul către către noi și noi către constructori. Sperăm că dacă tot la, suntem la subiectul ăsta, la sfârșitul lunii martie, după ce se încălzește și o să dea drumul la stațiile de asfalt, să facem tot în asfaltul pe poduri și pe drumuri laterale. Și mai avem Lisa, Țernii, Marcaji, și finalizăm să mai depunem un proiect. Dacă avem recepția făcută la, la lucrare, putem să mai depunem un următor proiect. Care va fi următorul proiect? Deci, următoarele proiecte, am discutat la diverse, dar cu tot suntem acum la capitolul ăsta. Trei proiecte. Deci, pe AFIR, pe măsura 72, în Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, apă canalizare în satele Solon Sarata, deocamdată în prima tranșă, cu 2 milioane jumate de euro cu alimentare din satul Stănești. Tot pe acest program, pe măsura 72, cele 5 drumuri, Sarata, Poian, Schel, Min și Bisericii, obiectiv până la 1 milion de euro, și pe PNDL, drumul Cucuieț, DC-184, Cucuieț, cap coadă, 5,2 km. Avem săptămâna viitoare întâlniri cu consultantul, cu proiectantul, proiectanții, cu proiectanți diferiți. Cu care proiect? Poftim? Cu care proiect se începe din asta? Deci prima dată o să plece apa canalul, după care o să vin în spate cu drumurile, când nu punem căruța la intercare. Și după care, pe PNDL, proiectul de la Cucuieț. Deci, în prima etapă, nu suntem prins. Adică, nu permite valoarea să ducem apa în Cucuieț. Decât ducem alimentarea din Sarata, pregătit pentru bazin în deal la oală, în următoarea etapă să, să ducem apa la Cucuieț. Da. Despre proiectul de mare. Foarte bine. Aici, la, la drum, din proiect, s-au făcut niște economii. Am renunțat niște camere de captare betonate datorită conductei de gaz, rămân niște bani. Nu era prins lisa asta, cum se spune, mâna curentă, apărătoarea metalică, parapet metalic. Am suplimentat acum 460 de metri care deja au venit astăzi. Urmează, când ne facem socotelele cu, cu dispoziții de șantier, cu acceptul proiectantului și a dirigintului și a, tot, și a beneficiarul, constructorul să facă diferența, să, să accesăm tot banii din proiect până la 7.800.000. Domnul primar, acolo în față la Gica, până la port, nu se poate face niște rigori așa, mai mici pe așa. Deci ce-a fost în proiect, aia s-a făcut deocamdată. Nu, așa și de Sarata și Cucuieț, și Solonț. Trebuie să înțeleagă lumea. Dom'le, nu am avut podiețe clinice, fiindcă o să vin cu apa și o să trebuiască. Dar făceam rigori betonate și podiețe la fiecare poartă, trebuie să trec la unde este destroița, partea aia altă. Apa care vine de la cimitir este în spatele. Alea trebuie să o facem din sus, proprii, e altceva. Deci, grădina la mamele aia și-o la mine. Acum s-a respectat proiectul. Nu. Dacă nu o să putem face prin porții proprii. Din alte surse. Nu e așa de mare, acolo știți că e la partea logică și până la port. Da, corigolul betonat. Partea aia de drum 184 e recepțională. Deci 183A e recepțională, deci se poate. Noi din altă conturi. Da, dacă se poate, dacă nu rămâne. Ar fi bine. Da, toată asta care vine de aici, cu tine este prin spate, că vreau sigur. Și din lemoană, la da. Mai știu un probleme legat de... Eu aș întreba vechea poveste, cu drumul județean, să ne faci de vreau tine și... Da, deci de la drumul județean, că am intrat la diversă. Da. Și am băgat la diversă. Dar tot așa...
Deci drumul județean, am promis că intră reparații capitală anul ăsta, suntem prins bugetat cu reparații capitale Leontinești, Solonț. Am discutat de pod, deci lărgirea podului e o problemă cu conducta de gaze. Am fost cu domnul de la drumul județean și au zis că aici merge, dacă se mută conducta de gaze, să lărgim podul cu 2 metri. Și am explicat despre proiectul care urmează și să facem rezervor în deal la Stănești acolo și o să-mi trebuiască drum de acces. Și au zis că o să fac un drum petruit până în deal, cu izboare, cu tot ce înseamnă tubul. Foarte bine și ei au petruit. Deci nu pot, nu și-a dat omul nicio, că i-am zis, domnule, drum județean, am avut semnături, 40 semnături pentru asfaltare și o să nu pot să iau o decizie acum decât o pun în discuții în ceea ce am notat noi pentru la domnul director la drumul județean. Când vorbim de județean, și dați-mă că de la Leontinești până la Solonț, asta înseamnă reparația capitală. Covor asfalt. Vine Radi și toarnă covor nou. Deci ăsta e singurul bugetat anul ăsta. Deci... Mai sunt probleme referitoare la punctul al treilea de pe ordinea de zi? Deci cu rectificarea de buget, s-a înțeles pentru ce să iau banii dintr-un cont și se completează să avem pentru celelalte viitoare proiecte. Supun la vot punctul al treilea de pe ordinea de zi. De acord. E cineva împotrivă? Nu. Mulțumim frumos. Trecem. Mai este un punct, un alt proiect pe care am omis și vă rog să mă scuzați, în legătură cu proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor pentru organizarea și desfășurarea adunărilor publice și înființarea Comisiei de Avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local Solonț. Da, voi... Primarul Comunii Solonț? Nu. Da. Discutare cu domnul. Primarul Comunii Solonț? Nu, domnul. Să-l prezint eu. Prezentați-o. Da. Detaliat. Am primit o adresă de la Inspectoratul de Jandar Județean Ștefan cel Mare Bacău, prin care mi se comunică ca până pe data de 26.02.2016 să le trimitem o hotărâre de Consiliul Local la care se face referire la locurile de pe raza unității administrative teritoriale unde este interzisă organizarea și desfășurarea adunării publice și o altă hotărâre pentru a asigura locurile speciale pentru astfel de adunări publice. Deci legea așa e venită pe 24 pentru a mai intra pe ședința următoare. Am suplimentat ordinea de zi. Conform legii 60 din 91, locurile interzise pentru astfel de adunări publice, eu vi le citesc care sunt, la noi nu ne încadrăm. Este vorba de imediat apropierea gărilor, porturilor, aeroporturilor, stațiilor de metro, spitale, obiective militare, unități economice cu instalații, utilaje sau mașini curate ridicat de pericol în exploatare. Nu este cazul. Noi nu avem astfel de situații. Și atunci, prin proiectul care îl aveți și în față, s-a propus ca s-au propus următoarele locuri pentru a se stabili unde vor putea avea loc în mod pașnic astfel de adunări publice, referitor meeting-uri, demonstrații, manifestații, competiții sportive, procesiuni și alte asemenea. De exemplu, în satul Solonț, domnul primar a propus curtea primăriei și sala Căminului Cultural. În satul Sarata s-a propus sala și curtea școlii clasele 1-4 Sarata, care este desfințată momentan, dar acolo putem beneficia de spațiu, în cazul în care este, și curtea este suficient de mare pentru astfel de activități. Iar în satul Cucuieț, sala magazinului Sătesc, care ne aparține chiar dacă este închiriată, și curtea Agenția. Tot prin acest... Deci astea sunt cele trei puncte pe cele trei sate. Și tot prin la punctul 2 din proiect se propune, conform aceleași legi 60-91, înființarea Comisiei de Avizare a celor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local. Conform legii, din această comisie face parte primarul, secretarul, reprezentanții ai poliției și ai jandarmeriei. Noi nu avem corp de jandarmi, deocamdată am propus domnul primar, eu în calitate de secretar și agentul șef de la postul de poliție, domnul Domnul Vasile. Deci acesta este proiectul, dacă aveți întrebări. Da, trebuie să fie niște spații mai largi. De, na. La noi n-a fost cazul niciodată. Adică n-am avut niște manifestații, dar... Da. Dacă aveți discuții, câteva... Deci, conform propunerii, sunt trei locații. Aș vrea să fac o propunere, dacă se poate.
Dacă puieți unde a rămas școala aia, înțeles că e mai mult goală, desfințăm un perete, dacă sus în pod există grindă întoarsă, cum se face care susține Panșeu, se poate face o sală din două sări, o singură sală pentru sală de discuții. Școala de acolo, școala de acolo are Planșeu. Există mai bine. Are Planșeu. E mai bine dacă are Planșeu. Dar s-a mai pus odată în discuții problema aceasta și a venit cineva chiar de... că nu garantează pentru... S-a afectat structura. Da, structura. Dacă aici era aici... prima sală de intrare, trebuia să fie sala scărilor. Că nu mai... aia școală trebuia făcut de etaj. Deci, pentru că discuția e liberă. Se poate face și vorba un arc în care se susțină colțurile. Dacă e vorba, dacă are grindă întoarsă în pod, care ține Planșeu în poziție verticală, nu-i probleme. Te aviză acum. Te aviză. Dar tot am invers, vreau să discut eu, dacă te aviziți, că... Deci, o sală de festivități, am cumpărat terenul din spatele magazinului și o să vin cu un contract de consultanță și de proiectare în următoarea ședință, în care o să facem o sală de festivități pe terenul cumpărat. Deci eu am vrut să prelungesc efectiv acea clădire, dar nu din punct de vedere trebuie expertiză tehnică și altceva. Da. Facem o sală lângă, cu intrare pe lateral. Da, e bine, da. Păi mai bine. Mai da. Bine. N-am zis că am cultural, o sală de festivități. Da. O să, și aia o să fie cu toată agreată, ISU, cu autorizația la aici, cu tot ce trebuie. Da, e școală, e altceva. Nu putem să facem adunări publice. La școală la Sarata, da. Deocamdată nu sunt copii acolo închise, dar la școală la Cucuieț nu poți să faci o adunare publică. De acord. Da. De acord cu zi. Deci, legat de acest proiect de lege, mai trebuie precizat că se interzice desfășurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte în cadrul aceluiași loc sau pe același traseu. Deci, un proiect se stabilește locul unde poate să fie la Solon Sarata Cuveți, comisia care dă avizul, cu o precizare. Se interzice desfășurarea simultană. Da. Dacă mai sunt discuții pe baza acestui proiect de lege. Dacă nu sunt, îl supunem spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cu acestea fiind spuse, am terminat punctele distincte de la ordinea de zi. La ultimul punct, la diverse. Dacă sunt probleme pe care trebuie să le ridicați, vă rog, vă așteptăm. Curățenie, prima oară. Domnul Călin. Da. La referitor la statul Sarata. La panta aia care coboară la biserică, la Sarata, către să iese pe ulița aia, la Comen, acolo. Podul ăla nu mai prezintă garanție, îi spuse niște dale, îi făcut de oameni la... Podul mai... de la Călin de acolo? Da, da, da. Acolo, dacă s-ar face rost de o casetă, cum au adus ăștia de la Rostrans, sau două casete, ăla... Nu. De deci nu are debit mare. Dacă... I-am făcut acum, nu e mai înalt decât o casetă? La biserică la Sarata jos acolo, da? Da, așa, da, atunci, da, da. De la biserică, cum cobori, exact... Nu mai prezentă, e vechi. Era meu copil când s-a făcut podul ăla. Și s-au mai pus dale peste el. Deci... Da, o să vedem. Materialul prezentă. Și... acolo cu apa este o problemă. Acum iar avem probleme cu săști, asta prelungită. Dacă s-ar putea aduce să se pupleze fântâna aia din păpădurii, în asta care curge, acum mai curge puțin, e tot de acolo, dar mai e una, nu știu. Este una după pădure. Facem ca a doua pe o casă de apă. Unea voi acolo, după pădure, și v-am arătat că are și cădere și are și debit. Tu zici din preocupul? Da, din preocupul. Da. Deci acolo s-ar rezolva permanent problema cu apă. Și s-ar putea trage și la biserică. Și s-o capteze în ciușmeaua care e acolo? S-o cupleze în asta la altă, că aia are cădere. Are cădere. Acum vine așa, să... Ce distanță e din cele două puncte? Aproximativ. Eu am măsurat în jur de 100 de metri. Nu, deci pe eu din... Da. O fost savă, dar dacă s-o... Da, înțeles. Păi m-a tata. Și dacă puieți la școală, domnul primar, în fiecare iarnă, acolo apa care vine, pe fost făcut de ciușneaua pentru elevi, nu mai treacă drumul, o întrerupe de acolo și se mai e mare la altul. Ar trebui făcut ceva care să traverseze ca să apă drumul,
până la Ciușmean, în curtea școlii acolo, ca să nu mai avem probleme cu înghețul. Nu e o distanță. Da, ceva izolat care să nu mai întrerupă acolo. Să întrerupe, am impresia, și un anumit motiv, că e apa mai aproape, probabil, știu eu, da. Mai acolo. Niște oameni cu bună credință au depus un efort, eu știu că eram venit atunci în Bucuiesc, au făcut tocmai în pădurii sus, acolo, casa de apă, și au adus apă și acum se folosesc alții de ea. Da, superb, altele cea mai bună, conform analizelor de la Direcția Sănătate Publică, cea mai bună apă din Bucuiesc. Apa potabilă, cea mai bună. Corespunde toate punctele de vedere. Da. N-ar fi o investiție mare, atât, nu mai trebuie trecut da, venit până acolo. Da, sunt chestii, niște probleme în izolație. Da. Și vedem cu tițeava ce fiu are. Și în funcție de luăm de ăla și deasupra izolăm cum este aia de... 30 de metri, nu e mult. Carton bitumat sau ceva de genul. Da. Cum se izola odată la pentru domnul viceprimar. Mai are cineva? Domnul Savi. Da, și doamne, eu sunt operat aici, am dus la domnul Ida, așa, în față. A fost dus la Matei Alexandru, l-a dus aici și aș fi de părere să duceți aici la alimentare în sus, la Condreț. Da, se duce astăzi, în cursul zilei de astăzi. Avem căruță, avem oameni, pleacă de aici un container, da? Știam, de ieri trebuia făcut, dar n-am mai apucat în cauza. Da, se duce unul la acolo. Mai sunt două containere, dacă mai știți locul unde la trebuie. La zona 8 ar trebui unul, la Mihoc, și acolo trebuie și o plantat, avertizați, ca să nu mai arunce gunoaiele acolo. Deci la Cucuiesc are gunoaiele acolo. La Mihoc se duce în capul sacului și care acolo chiar zonă. Mm-hmm. Deci trimitem un container la... La sonda 8, chiar la sonda 8. Este camera de supraveghere, acolo îi vede de tot. Da, mașina și-o face acolo. Tot în față. Un container la Condreț aici sus, al doilea. Care mai dorește? Mai avem unul. Ar fi și la Mocanu, indica, da. Da, dar sunt Poiană în container, da. Deci multul mai jos și mai jos. Cum am fund în Poiană? Dar sus? Cum le aduci? Da. Cu căruța. Bun, pune mai da. Câte sunt sus acolo? Două, dar am mai fi suficiente, nu? Nu, dacă ar mai fi unul ar fi bine. Nu mai încadre unul acolo, dar îl punem lângă și tot... Perfect. De multe ori am găsit aruncat în jos, dar mai și băieții pentru da. Coșola. Dacă nu-i găsesc undeva o posibilitate, vorbesc cu ori cu neasănică ăsta, pe copii, ori cu să-l pun, dacă ne-i dă voie, să-l pun undeva mai jos. Mm-hmm. Numai container, la fără să mai... Da, ce-o mai aproape, sau la Cătălina. Se va se golește prin bucăruță. Știu. Da, dar ar fi cel mai indicat. Abisul sunt și cu Rămpreștiu. Am făcut, dacă ați observat o inventariere, un... mini-recesământ de populații, fiindcă la noi știți că e per persoană, 3,76 de persoană, dar ei au luat conform recesământului din 2011, unde populația stabilă era de 3.208, nici pomeneală. După ce am făcut noi acest recesământ din casă în casă, au rezultat 2.464 de persoane. Acum am făcut adresă la către Adis și către Lomprest, să fim încasați raport, la numărul de persoane care le-a găsit efectiv astăzi în comun. Că e o marjă foarte mică, mai pleacă unul, mai vine unul altul, mai mor, mai se nasc, dar în principiu avem o situație. Și plăteam în plus undeva la 2800 lei pe lună. 740. Da, 740 persoane care nu le încasez și la un moment dat, prin octombrie, te-ai blocat. Nu mai ai bani. Și așa, colectare 100%. Nu știu dacă există undeva. E foarte greu să ajungem să colectăm 100%. Eu o motivel, restul mai da. Am dat nominal, ne-au cerut nominal, fiindcă vor să facă, să schimbe un pic sistemul de distribuție a puberilor. Am dat nominal și o să vină contractele făcute nominal pe fiecare familie, persoană în parte, care au de primit, mai sunt în jur de 350. 335, dar am solicitat 350, da. Pentru că sunt oameni care după care propria... sunt puternicești de către mine un reprezentant al primării, care o să distribui și o să meargă semneze la fiecare în parte. Deci nu o să mai vin în centru, care știe, care nu știe. O să fie și un efort din partea noastră, că o să mergem la fiecare, să le distribuim la cei care ne-au primit. Fiindcă este o problemă. Omul vine să-și plătească gunoiul și spune, domnule, n-am pubelă. Scot sacul sau mă duc la tomberonul din capătul uliții, nu știu care. Da, deci în cel mai scurt timp, nu mi-a dat odată, o să vină și aceste pubele și le distribuim. Deci cu adesul e clară problema.
Domnul Salvin, dumneavoastră. Da, am început până început la urmă discuția cu trecerile astea la fiecare persoană în parte. Noi, până o să facă apă și canal, deci nu facem nicio modificare. Mă refer să fac un podeț acolo, la garaj sau, spre exemplu, la trecere. Să mai avem răbdare. Deci, da, nu, deci da. Începusem discuția. Da, pe de aia. Începusem să finalizăm. Proiectul a gândit, deci când s-a proiectat drumul, da. M-a întrebat proiectantul. Vreți cu intrări la fiecare? Și am zis că nu. Unu, creștea valoarea prea mult și nu știu, trebuia să stai din altă parte. Doi, am zis, domnule, dacă e să venim cu apa, apa canalul trebuie să stricăm. Da. Să stricăm tot ceea ce am făcut. În proiect, vorbim din zona asta care e asfaltată acum, da? Deci aici, la proiectul de apă canal, o să fie prins podeț la fiecare intrare. Corect. Dar atunci trebuie să facem așa fel încât posibilitatea apei să ducă, că acum o să vină primăvara, o să încep ploile, și dacă apa asta a așa... În principiu, lumea și-o cam pus, au înțeles, și-au cam pus burlane. Acolo, la dumneavoastră, în față, o să montăm burlane din nou. Da, și da, o să-i da. Punem la... Păi asta mă gândesc, lasă. Îi să blocăm apa. Eu nu îi scoteam afară, dar erau prea sus. Deci, romerii rigola care... Pădețul ăla, biscuiți, care o să meargă pe drum lateral cu asfalt pe 105 metri pătrați, automat, burlanul dumneavoastră rămânea 25 cm mai sus. Blocam apa acolo. Trebuie să le scoatem, îi punem la nivel ca să-i dăm cursul apei, îi dă bine. Deci rămân acolo și să-i da. Pentru apă, până război, până se finalizează apa canal. Punem niște soarte acolo ca să okay. Nu s-o strica betonul. Da, da. Da. E bine, mai sunt niște cazuri. De da, da. Că vine apă și de uliță, în partea da, da. Să ai posibilitatea să... Bine, e regulă. Da. Alte probleme dacă mai le ridică cineva. Mai aveți ceva de spus la punctul 4? Dacă nu eu, pot să mai... un aviz de principiu al noastră. La parcul ăla la Cucuieț, care știți că a fost făcut într-o sponsorizare, deci e distrus complet. Domnul consilier de la Cucuieț știu cel mai bine, inclusiv gardul. Și m-am gândit să facem o investiție. O lucrare o fac eu cu 416, ce înseamnă gard, cu achiziționăm materiale, țeavă și plase de gard. Am măsurat 120 de metri de gard. Și o să mai înlocuiesc sau o să mai repar din piesele alea, din topoganii, balansoarii, ce mai sunt pe acolo. Niște bănci mai avem, să le refacem. Și completăm și la Solonț aici. Și cu tot așa, un topogan, ce mai un balansoar. Să fac niște socoteli. Deci plasa din Buzău, deci aia de 8 e foarte scumpă. Ori plasă de 6 s-o tai în două, ori dacă nu am luat prețuri din piață. Plasa făcută, deci de 2 metri, 1 metru jumate, undeva la 45 de lei plasă. Cea mai e, da. Da, și are și un estet, și un aspect, aia nici nu trebuie vopsit. Mai ales acolo și Troița, e rău. Și Troița, în momentul e chiar ca o rușit pentru noi acolo în sală. Și ăsta l-am facem și lui, îl mai suplimentăm cu așa. Să vedem niște copaci, e ceva de vlat acolo și să-i dăm o vopsea. Dau frumos, mai ales cu drum, e asfalt frumos, aveam și părculețe puse la frumos. Da, un aviz de principiu și o să vă spun exact ce costuri implică după ce fac studiul de piață. Acolo unde a fost clădirea aia care a demolat școala veche sau acolo, la intrare cu ea. Și acolo merge un părculeț elegant dacă... E terenul e a școlii. Deci oficial terenul e a școlii, dar nu îi împușcă nimeni, tot în administrația noastră, nu îi împușcă nimeni dacă facem un părculeț. Acum, să nu fiu nici, știți, împreună dăm un părculeț, avem mult din făcut. Haideți pe astea să le ne facem, care le avem, să le întreținem, să le arătăm. Dar știi, om ceva mai... Da, asta e părculeț. Alte probleme dacă mai sunt? Nimic. Mai sunt probleme? Nu. No. Înseamnă că eu vă mulțumesc pentru ședința de astăzi. Ne vedem pe 25 martie. Bine, 25 martie pentru ședința din luna respectivă. Dacă apar probleme de dezbătut înainte, facem extraordinar. E bună vestire sau de ce? Nu, dar așa adică. Uitați, 25 martie este bine. Facem, nu avem o fac așa. Depinde de ce, dacă vom mai apărea, nu știu, situații de rectificări, vom convoca. Într-o extraordinară. Vă mulțumim de participare și de vă rog, mulțumim și domnul la televiziune, că ne-au ascultat.